Mai departe, o să vă arăt cum se pot introduce alte forme geometrice, cum putem desena. O să ne imaginăm că aici în interiorul hărții avem practic diverse elemente, da? Și o să începem cu un cerc. Create circles, ellipses and arcs. Aveți acest buton. Observați forma și previzualizarea stilului, da? Plusul cu acea formă ovală. Dacă desenăm, o să rezulte niște elipse. Dacă ținem apăsată tasta Control, putem crea forme regulate, deci un cerc, da? Țin apăsată tasta Control sau îi dau drumul, dacă o țin apăsată și mișc un pic, se formează un cerc, pot seta dimensiunea. Cercul respectiv, hai să-i spunem culoare roșie, în interior, margine neagră. Bineînțeles, putem face același tip de setări, da? De redimensionare. Ups, aici am făcut un arc. Dacă ținem apăsată tasta Control și redimensionăm, se păstrează simetrie. Deci, practic, în general, tasta Control păstrează simetria respectivului obiect. Avem un cerc. Haideți să facem un triunghi, care este de fapt un poligon cu mai multe laturi, fie în varianta poligonelor regulate, dar cu unghiuri mai mari de 90 de grade sau mai mici de 90 de grade. Avem trei colțuri. Ținem apăsată tasta Control și desenăm, rezultă un triunghi. O să facem galben pe interior. Așa. Mai putem să mai creăm, în cazul de față, scuze, un pătrat sau diverse forme, da, care ne interesează, stele. Dacă vrem un romb, de exemplu, un romb nu reprezintă altceva decât un pătrat, dar care să fie rotit. Deci, în general, trebuie să fiți creativi. O să-i dau albastru în interior. Și în grafica vectorială trebuie să fiți creativi. Anumite elemente pot să dea impresia că reprezintă alte elemente, da? Și practic nu prea avem o unealtă pentru romburi, dar le putem crea foarte ușor, roșu, galben și albastru. Acum o să vă spun câteva chestiuni despre modul în care formele pe care le desenăm se suprapun, pentru că poate vă aduceți aminte de la desen din școala generală, da? De la desenul clasic, practic, elementele care sunt desenate ulterior, este algoritmul pictorului în grafica vectorială sau în GIS, în SIG. Ce desenăm mai târziu apare deasupra ceea ce am desenat mai devreme. Da? Observați, aș putea să selectez toate aceste desene, fără cadru, să le mut. Ce puteți observa? Cadrul a fost desenat primul, este acoperit cadrul extern, acoperit de cadrul intern. Cadrul intern, la rândul lui, este acoperit de cerc. Cercul este acoperit de triunghi, rombul acoperă cercul, da? Observați selecție multiplă, mutăm, iar mai fac o selecție multiplă și mut. Dacă vrem să schimbăm ordinea desenului, da? Selectăm un obiect și avem aceste opțiuni aici. Lower selection to bottom, de exemplu, asta o trimit în spate și nu se mai vede deloc. Da? O aduc mai sus, o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. De exemplu, acum ar acoperi inclusiv rombul. Da? Ia să o ducem înapoi de două ori. Practic. Bine, la un moment dat o să vă pierdeți în numărul acesta, dar în principiu
să spunem că puteți trimite jos și apoi urcați, urcați. Din acest punct de vedere, există și opțiunea de a crea layeruri, scuze, strate. Avem meniul Layer, Layers. În cazul de față, noi avem un singur strat. Însă, de exemplu, am putea să stocăm cadrul extern, da? Pe un strat, cadrul intern pe alt strat. De exemplu, să selectez cadrul intern și cu elemente de din interior, Ctrl X sau Cut, creez un nou layer, Create New Layer, o să-i spun cadrul intern, da? Și aici o să dau Edit Paste in Place. De asemenea, cadrul extern, Ctrl X, creez un nou layer, cadrul extern, Edit Paste in Place. Și rămân cu layerul, să zicem, principal, unde pot să stochez diverse desene și să le mut când doresc. Da? Cadrul intern, cadrul extern, pot să le blochez. În momentul când le blochez, nu mai pot fi selectate, observați. Sau pot să și ascund respectivul strat. Da? Asta în legătură cu stratele se pot crea diverse desene foarte complicate. De asemenea, atenție, atunci când aveți un obiect care are fill, poți să-l selectezi cu click stânga pe fill sau pe stroke. Când un obiect nu are fill, uitați-vă cum este cazul cadrului extern, nu poți să-l selectezi decât în momentul, scuze, era blocat, decât în momentul când dau click pe stroke, fill neavând, nu pot să-l selectez. De unde îmi dau seama dacă un obiect este selectabil? Apare acea iconiță în partea dreaptă, în cazul cursorului normal de selecție.